Astăzi la ora de cripto, haideți să vedem cum arată piața în această zi de luni. Iar Bitcoin este la 31.400 de dolari, Ethereum la 1.900 și în sfârșit piața este pe verde. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să lăsați un like și un coment, deoarece mă aștept foarte mult la creșterea acestui canal. Și înainte să mergem și pe Bitcoin, ar trebui să vorbim despre un eveniment nefericit ce se întâmplă pe Elrond. Și anume, nu se știe cu exactitate ce s-a întâmplat, doar știm că o cantitate foarte mare de e s-a vândut pe mare Exchange și acest lucru a făcut ca pe mare Exchange prețul să meargă până sub 5 dolari. Dacă mergem pe Arda, Arda monitorizează prețurile de pe mare Exchange și putem vedea că când s-a închis Maier Exchange, prețul a fost undeva pe la 6 dolari pe Eagle și a fost chiar și până la 4,60. Pentru câteva minute și după aia echipa a închis Maier Exchange. Dar să vedem de la ce a pornit acest lucru sau ce s-a întâmplat acolo. Foarte multă lume spune că au fost compromise câteva wallet-uri mari. Unii spun că a fost un bug între pe, pe acest bridge pe care l-au făcut între Eagle și Ethereum. Dar dacă mergem pe Maier Whale Alerts. Aici putem vedea um, uh, niște ordere foarte mari, ce, uh, ce s-au realizat a as, seara. Vedem 2700 Eagle, sol, sold, 2700 e 2700 e vedem și niște UTK foarte mult, 2700 Eagle vândut, 8000 de e-gold, 7000 de e 6000 de e și tot așa, după vedem 9000, 11000 de e 122.000 de eagles, de aproximativ 5 milioane de USDC și tot așa 300.000 de eagles, 300.000 de eagles 300 de de vânduți și după aia au închis mai ar exchange -ul. Deci s-au vândut, cred că, peste 1 milion de eagles într-o într perioadă foarte scurtă și asta a făcut ca prețul să meargă foarte, foarte jos și un lucru pe care îl admir este că au închis imediat ca să rezolve problema, da? Nu știu dacă vă mai duceți aminte la Stakeboard Talks, Vlad Mercori l-a întrebat pe Beni uh, cum ar fi uh, rezolvat el soluția cu Luna. El a spus că ar fi închis chiar atunci uh, blockchain-ul și, toate, uh, și cam tot, tot, proiectul Luna pentru câteva ore până uh, vor reuși cumva să ducă pe linia de plutire. Da? Și exact acest lucru s-a întâmplat. Dacă intrați pe contul de Twitter al lui Beni, puteți vedea că au oprit lucrurile să vadă uh, de unde a pornit problema și cum pot să remedieze problema, da? Și așa se rezolvă o problemă. Și nu vă fie frică, aceste lucruri sunt normale în cripto. Și dacă mă întrebați cum să fie normale, puteți vedea acest întâmplă pe Solana. Solana se blochează de nu știu câte ori uh, într-o lună, da? A fost probleme și pe Ethereum mai în anii trecuți. Da? Deci sunt probleme în cripto, deoarece sunt niște tehnologii inovatoare, inov, inovatoare și sunt la început de drum. Deci nu ar cam trebui să vă fie frică și cred că prețul o să-și revină și bineînțeles pe Binance nu a avut niciun efect. e a scăzut doar până în 70 de dolari și dacă vă întrebați dacă o să scadă și pe Binance la 5 dolari, nu cred că se va întâmpla acest lucru, deoarece cei de la Elon nu o să lase acest lucru să se întâmple și cred că prețul o să își revină și pe mai are exchange. Nu știu cât va dura, cât vor dura aceste probleme, poate astăzi sau poate până mâine, nu știm, dar cert este că este un lucru de învățat pentru cei de la Eron și pe care cred că trebuie să vadă cu exactitate ce s-a întâmplat acolo și să nu mai fie aceste probleme. Dar cred că o e-gold o să își revină. Și mergem și pe Bitcoin pe Bitcoin vedem în sfârșit prima săptămână, săptămână pe verde după 9 săptămâni pe roșu. Da? Bitcoin a închis la limit, a închis undeva pe la 29.800 de dolari uh, cu vreo 300 de dolari peste 29.500 uh, ca altfel eram tot pe roșu da. și atunci Bitcoin pe verde și putem vedea că deja a pompat la 31.400 de dolari E bine, să vedem unde ar trebui să fie următoarea rezistență pe e Și putem vedea de când a ieșit din acest uh, uh, triunghi simetric. Bitcoin a pompat puternic cu volum destul de mare și se apropie de EMA 200, da? Vă spuneam că și pe această urcare uh, uh, Bitcoin s-a podmorit aici la EMA 200. E bine, și acum la EMA 200 este următoarea rezistență pe termen scurt pe Bitcoin pe 4 ore. Dacă trece de 31.700 31, de dolari, ne confirmă uptrendul pe termen scurt. Și atenție, acest bear market nu s-a terminat, da? Deoarece tot timpul când spun că urcăm puțin pe termen scurt, deja mulți, deja mulți spun că deja, că ce, deja e gata, bear marketul nu s-a terminat, dar în acest bear market avem și urcări, urcări da? Cam asta trebuie să știm. Și atunci următoarea rezistență este prin zona asta de 31.700-32.500 de dolari. Aici este următoarea rezistență foarte importantă. Nu a reușit să treacă aici și nici aici. Dacă va trece de această zonă, dacă va la orderele de aici și va pompa cu volum foarte mare, cred că va începe un uptrend pe câteva uh, săptămâni poate. Da? Să avem în sfârșit o lună pe verde, deoarece am scăzut foarte mult în... în, în l'unile precedente. și atunci dacă trece de IME200 pe 4 ore m-aș duce pe daily să vedem cam unde am putea să mergem și ar am trebui să spargem IME ribanul, adică să trecem de 33.600 de dolari dacă trecem de 33.600 de dolari am avea un uptrend, da? exact cum s-a întâmplat și aici în martie din 16 martie de când am dus peste IME ribbon am urcat aproximativ jumătate de lună și am avut un uptrend frumos asta s-ar putea întâmpla dacă Bitcoin trece pe rând de 31.700 de dolari, de 33.600 de dolari, el mai apoi putem merge și mai sus. Cam asta este pe termen scurt, dar bineînțeles așteptăm deschiderea burselor să vedem cum vor evolua bursele. Dacă ne ajută puțin și S&P-ul astăzi și bursele să meargă puțin pe verde, atunci și Bitcoin ar trebui să meargă puțin în sus. Rămâne de văzut cum, cum vor evolua și bursele, dar dacă va mai fi un pump de aici, bineînțeles cred că ne mai consolidăm câteva ore, dar dacă se vor deschide bursele pe verde și Bitcoin ar cam trebui să pompeze peste această zonă dacă ne aflăm într-un uptrend puternic. Dominanța este încă în creștere, putem vedea 4 săptămâni pe verde pe dominanță. Încă un, un lucru care ne atestă că uh, altcoin sunt în bear market și vă spuneam de această zonă de 47.60-49%. Uh, E bine, dominanța a pompat de câteva săptămâni bune și arca cam ar să ia un reject pe termen scurt de la această zonă. Și dacă va lua un reject de la această zonă pe termen scurt, ar cam declanșa un mini mini al season, adică le să câștige puțin teritoriu față de Bitcoin, da? Dar putem vedea că s-ar putea întâmpla acest lucru să luăm puțin reject și după aia să străpungem această zonă și le scadă și mai mult, dar măcar pe termen scurt. Dacă nu trecem de această zonă, sunt foarte și pe altcânuri pe termen scurt. Mergem și pe Solana și uh, Solana putem vedea că a ieșit din acest canal descendent și cam toate altcânurile formează acest canal descendent uh, deoarece toate altcoinurile urmează Bitcoin în aceste momente. Și Solana a spart rezistența. Nu uh, vedem că nu a trecut aici, nu a trecut aici, nu a trecut aici. În sfârșit a spart IM Ribbon-ul cu volum foarte mare și vedem dacă are putere Solana să se mențină, să se mențină peste 42 de dolari. Volumul este acolo, atestă că Aici suntem într-un uptrend, bineînțeles dacă mergem pe oră, la fel, da, este peste EMA 200, când am atins EMA 200, cum ne-am dus peste el, cum am retestat EMA 200, a revenit volumul și Solana a pompat, ca majoritatea altcoinurilor. și cred că pe termen scurt altcoinurile ar că ar trebui să urce, nici nu mai are rost să intru pe Stocasti, pe McDick, pe toate, spun că ar că ar trebui să urcă măcar pe termen scurt. Mergem și pe AVAX, Probleme au fost și pe Avax, da, și pe Solana cam pe toate. Uh, layer 1 au fost probleme și sunt probleme și uh, cred că aceste probleme se vor uh, uh, se vor duce aceste probleme și uh, vor continua să urce aceste monede. Bineînțeles, în timp, da. Cam pe toate chainurile au fost probleme, la fel și pe AVAX. AVAX în acest moment, la fel ca și pe Solana, a spart canalul descendent și vedem încotro se îndreaptă AVAX. Dar pe temen scurt arată bine și AVAX, volumul este în creștere. Următoarea rezistență ar cam fi prin această zonă. Uh, prin această zonă. 28, cam pe aici, 28.50. Uh, mai apoi mergem puțin mai încolo pe la 32 de dolari, da, 32 și dacă, dacă are putere să meargă până aici sus la 36 de dolari, unde este și EMA 200 pe 4 ore. Avax arată bine, cam la fel, uh, ca la fel ca și Solana. Mergem și pe One și ne uităm și la câteva monede care încă nu au pompat uh, și One uh, nu a pompat încă, nu a spart rezistența din acest uh, descending triangle sau triunghi simetric, oricum îl puteți uh, aranja voi. Uh, dar One încă nu a spart rezistența și fiți cu ochii pe One, dacă o să pompeze Bitcoin după masă, cred că și One va sparge rezistența și ar trebui să urce 5-10% măcar pe termen scurt. da, Dar pe daily putem vedea că încă suntem mult sub EM One încă are mult de mâncat până să ajungă la 7 să se confirme un uptrend pe daily, un uptrend mai mare. da, deci ar am trebui să meargă undeva până cam pe aici, până în uh, 6 cenți pe acest uptrend one, dacă se justifică un uptrend pe Bitcoin și pe altcoin. Dar așteptați one să spargă rezistența, să închidă pe 4 ore peste rezistență cu volum foarte mare, să ne menținăm uh, acest uptrend. Da? Putem vedea că este peste IMA 200 pe oră, vedem cum va evolua one. Mergem și pe Matic și Aceeași chestiune une, ca și pe Solana, Matic încă nu a spart rezistența, Matic este la rezistență, vedem dacă una, a doua, a treia, a patra, a șasea oară este cu noroc pentru Matic, dacă va sparge rezistența și va merge spre IM 200 unde este aproape la 80 de cenți. Cam acolo văd eu Matic în următoarele zile, dacă se confirmă un uptrend și dacă Bitcoin merge spre 33.000 de dolari, Cred că Matic ar trebui să meargă acolo undeva la IMA 200 pe 4 ore și la fel, aștepta să spargă rezistența, să meargă pe 4 ore peste rezistență și să aibă volum și mai mare. Volumul este acolo și Matic ar trebui să pompeze în următoarele ore dacă Bitcoin o să urce. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!